ajuns asta din cap, nu asta, care aveam ajuns în cap. Și furta, că eu port furta. Mi le-a aruncat jos, doamnă. S-a suit unul pe parte, unul pe parte, eu l-am legată de picioare dânjuri de genunchi. Și s-a suit și m-a răpus pe scaun, după scaun pe masă, după masă pe altul scaun. Și pe mâine a luat aia din cap, le-a aruncat jos și m-a legat cu coada de sus. Coada mi-a rămas sus în casă, la doamnă, tu aici. Și m-am vin jos, doamnă. O, doamnă, că mă luăm mine. Când a prins pe taică-miu și pe mama, am pușcat-o, că i-am asomat-o să stea și ea și ea n-a stat. Am mai făcut câțiva pași și am pușcat-o. Și pe taică-miu l-a pus și i-a făcut groapă și a îngropat-o. N-a avut nimic și l-a pus și a săpat cu mâinile, cum o fi săpat cu pietre și mână, ca să o îngroape. Și pe el l-a arestat și l-a condamnat atunci, 25 de ani. Ăștia de la primărie toți au fost comuniști, ei au condus și de 23 de ani primăria. Și ei aveau pământ de ăsta din confiscări de ale noastre. De exemplu, domnul Șerban, fost primar, copiii lui au casele puse pe teneuri de astea, confiscate. Ei nu cedează, domnule, pentru că ei au profitat. Ei au beneficiat pe urma noastră confiscări. La primărie ei singur este doamna Cerban, care este mare și tare, ea dirigează toate lucrurile în primărie, primarul ascultă după ea, așa au ascultat toți primarii după doamna Cerban. După 21-22 încoace, când după Revoluție, a prins doamna Cerban și a luat postul iar și a mers încet, până a prins puterea. După ce a prins puterea, a făcut ce a vrut cu toți primarii. Bărbatul ei a fost un brigadier care a fost utecist, șeful utecistului pe județ, după ce a fost aritat la Statul Popular. A fost secretar de partid la Statul Popular. Aceea punea cotele pe lângă cât vrea ei, nu știu ce, nu putea să vii nimic. Dacă ar fi zis ceva, te lua securitatea. A fost, cum să vă spun eu, un adevărat conducător pe parte. Aici se găsa de toate, carne destulă, se găsa era hale de pui, găseam să cumpărăm, tipote, ficat, făceam. Eram aproape și eu, se găsa de toate. Dar veneau din alte părți și cumpărau de acelea carne. Era cooperativa care producea 5.000 de tone de carne de pasăre, 17.000 de hectolitri de lapte, 160 de tone de carne de bovină și 160 de tone de carne de porc. 16 hectare de seră, care realiza export pe piețele din vest, și o cooperativă care avea 3.000 de hectare de teren arat. Era nu cea mai mare din țară ca suprafață, era însă cea mai mare din țară ca putere economică și ca fonduri. Administratorii după la liceu furau în gros. Aceiași oameni și-au făcut averi și acum, pentru că au avut registrele agricole pe mână și au tăiat de la unii și au adăugat la alții. Bună seara! Avem ca invitat în seara asta pe Alina Mungiu Pipidi, care, într-un ritm cu totul extraordinar, ne
furnizează cărți de reflexie foarte, foarte interesante. Ultima pe care a produs-o este o neobișnuită comparație, cine s-ar fi gândit să o facă, între Nucșoara, un simbol al rezistenței anticomuniste în anii 50, un sat făcut faimos printr-un om cu totul excepțional care a fost mediatizat în ultima vreme, mă refer la Elisabeta Riza, și Scorniceștul, un simbol al ingineriei sociale de sistematizare rurală comuniste, un simbol nu numai al lui Nicolae Ceaușescu, dar a ceea ce pentru ei ar fi trebuit să fie o politică de succes. Cartea Secera și buldozerul, Scornicești și Nucșoara, mecanisme de aservire a țăranului român, apărută la editura Polirom, se încheie cu aceste fraze pe care aș vrea să vi le citesc. Situația politică s-ar putea degrada înainte să se îmbunătățească. Dacă însă elitele politice fac jumătate de pas, dând drumul măcar parțial statului din ghiare, iar Uniunea, cealaltă jumătate, acceptând condiții mai puțin stricte pentru integrarea României și printr-un miracol România accede în Uniune în jurul anului 2009, simpla biologie, prin decesul a cel puțin 2 milioane de țărani până atunci și necesitatea unei competitivități mai mare a sectorului agricol, vor elimina mare parte din țărănimea dependentă. Locul satului va fi luat de orașul recent. Nucșoara se va șterge, iar Scorniceștul va dăinui. Acesta e viitorul, spui Alina Mungiu. Vreau să te întreb, în mod simbolic acesta este viitorul sau doar în chip material? Cred că viitorul material e singurul pe care îl putem prezice. Și evident, eu mi-am asumat un risc ca orice om care face o predicție în finalul acestei cărți, dar cred că predicția se va adeveri și în realitate cred că nu este o predicție care e atât de teribilă cum sună. Citită cum ai citit-o tu, ea sună ca un absolut dramatic și Nucșoara, locul în care oamenii au suferit, în care au rezistat, care e chintesența nobleții, este locul care noi citim simbolic se va șterge, da? Iar Scorniceștiu, locul din care s-a ridicat dracul Nicolae Ceaușescu, e locul care va dăinui. Dar în realitate ce am încercat eu să fac în această carte este să șterg diferența dintre Nucșoara și Scornicești, nu în mod voluntar, ci pentru că realmente diferența este mult, mult mai mică decât mi-aș fi imaginat. Cele două sate nu sunt în fond decât o ilustrare a ceea ce s-a întâmplat în ruralul românesc. Cartea mea este despre țara românească, despre tot ce se întâmplă la țară. Aceste două exemple extreme le-am ales pentru că împreună ele acoperă mult mai mult decât dacă aș fi luat două sate obișnuite. Adică Nucșoara este un sat de munte, nu a fost colectivizat niciodată, a avut rezistență, a avut și colaboraționiști ca absolut toate satele. În vreme ce Scorniceștiu este un sat de câmpie, a fost colectivizat complet, a fost sistematizat cum alte sate, puține locuri în România au fost complet sistematizate, deci proiectul de sistematizare a satului a fost dus la capăt. La Scornicești s-a întâmplat. Din cauza acestui lucru, oamenii au suferit și la Scornicești. Sunt sute de familii care au rămas fără case. Și la Scornicești au fost deținuți politici, cum au fost și la Nucșoara. Da? Deci ceea ce deosebește foarte mult satele astea nu este neapărat trecutul lor, care evident este fantastic de deosebit, cât prezentul. Faptul că actualmente Scorniceștiu a reușit, așa cum a vrut Ceaușescu, să-l facă un mic oraș. El este deja, nu mai e un sat, nu e complet un oraș, dar e aproape un oraș. Deci îi lipsește foarte, foarte puțin noroc ca să devină un oraș complet. În timp ce Nucșoara are situația tipică pentru tot ruralul românesc. Anume, îmbătrânește, oamenii nu mai au ce face, tinerii pleacă, sunt din ce în ce mai puțin copii la școală și cine va face vizita care am făcut-o eu peste 20 de ani, presupunând că se va repara drumul, pentru că altfel e un alt element în plus care va distruge complet satul, faptul că nu poți să ajungi până acolo, asta e situația multor cantum sate din România, Nucșoara o să dispară. Deci, ce încerc să spun în acest final simbolic este că singura cale prin care ruralul românesc poate să se modernizeze în sfârșit și să încheiem procesul neterminat de modernizare românească, este dacă calea Scorniceștiului este cea urmată. Adică dacă dezvoltarea rurală va transforma în zone care sunt mai curând urbane decât rurale. Toată cartea ta are ca argument central ideea că țărănimea română exprimă o formă sociologică de dependență și o incapacitate politică de autonomizare. Este o
o pătură socială, o clasă socială, care nu ajunge la expresie politică de sine, pentru că este dependentă, nu ajunge la o expresie economică de sine stătătoare, pentru că este dependentă și, în fond, în formula dependenței instituționale, citești tu țărănimea română. Deci definiția țărănimei este acea categorie socială care este lipsită de autonomie. Asta înseamnă a fi țăran. Dar această categorie a fost lichidată istoric peste tot și este un temeinic argument istoric făcut că, în realitate, democrația începe în momentul în care, în Anglia lui Cromwell, țărănimea este complet lichidată prin faptul că dispar acele pășuni comune. Și este lichidată, dispar milioane de țărani prin mijloace violente. Dar când? Sute de ani în urmă. Și prin faptul că ei dispar, capitalismul devine posibil și prin faptul că capitalismul devine posibil, gradual se instaurează democrația. Deci, argumentul de fapt este următorul. Democrația, ca să funcționeze, are nevoie de oameni autonomi. Acești oameni autonomi trebuie să aibă o autonomie economică, pentru că pe baza ei se exercită oarecare autonomie politică. Dacă eu nu am cum să îmi recoltez mijloacele mele de trai și trebuie să vin la tine să-ți cer sacul de făină din care îmi hrănesc copiii, lucru care se întâmplă azi într-o mulțime de țări din lumea a treia, tu în momentul în care îmi dai sacul de făină, îmi dai și buletinul de vot pe care trebuie să pun ștampila. Și așa funcționează. Asta se întâmplă de fapt în România așa în momentul de față. Dacă e clar că se întâmplă în România în momentul de față, e foarte rău. Pentru că asta e un model de lumea a treia. Sau este un model din Europa de acum 200 de ani. Însă argumentul tău în privința țăranului poate fi foarte ușor extins și mulți cititori cred că au făcut-o, cum am făcut-o la rândul meu, la situația populației românești de astăzi. Cetățeanul român dezvoltă local față de baronul local sau față de omul care, cum spui foarte bine, poate să realizeze ceva. În sensul că eu am nevoie fie de un serviciu birocratic, fie de un serviciu care implică resurse materiale ori simbolice și există cineva care, în fața statului care este gripat și care nu funcționează, poate oferi acest serviciu. Și ăla este baronul. Este cel la care devin client în momentul în care, ca să-mi fac treaba, am nevoie de intercesarea lui. Ori, această descriere se aplică deopotrivă cetățenilor români. Cetățenii români sunt dependenți, am impresia, Alina, exact în felul care descrii tu că sunt dependenți țăranii români. Ei da, deci întrebarea despre România, despre România s-a spus tot timpul că este o societate țărănească în general. Dacă lucrul este adevărat și astăzi, este adevărat în felul în care îl descrii tu. Deci asta înseamnă ce se întâmplă de fapt. Că este o societate nemodernă. Într-o societate modernă, statul este universalistic. Asta înseamnă că absolut oricine de pe stradă care plătește o taxă și cere un serviciu, are șanse egale ca acel serviciu să fie acordat. Fără nicio discriminare, fără niciun fel de problemă, absolut toți suntem egali. Da? Bun, se întâmplă asta la noi în acest moment? Nu se întâmplă la noi și oamenii știu că nu se întâmplă. Se întâmplă că astăzi statul nu poate să acorde acel serviciu decât pentru foarte puțini. Și aceste servicii sunt intermediate de niște rețele. Din cauza faptului că statul vine pe moștenirea comunistă, din cauza că în moștenirea comunistă resursele, deci practic tot ce are omul nevoie, nu erau niciodată suficiente pentru toți, s-a creat ce numesc eu o elită de pradă. Asta înseamnă un număr de oameni care, întrucât trebuie să împărțim 3 mere la 10 oameni, hotărăsc cine vor fi cei 3 care primesc cele 3 mere. Și ăștia nu sunt neapărat membri în Parlament. Sunt membri în Parlament, să zicem, la nivel central, dar sunt puțini membri în Parlament, cred în asta. Sunt oameni din primării, sunt foști gestionari care au acces la resurse strategice. Iar resurse strategice este totul. Pădurarii, faci un portret al pădurarului, extraordinar. Exact. Deci în satele mele, de exemplu, în satul de munte, de exemplu, oamenii care au acces la aceste resurse sunt pădurarii. De ce? Pădurea statului, toți depindem și toți avem nevoie de pădure, deci cei 2 sau 3 oameni care controlează accesul spre pădure devenim ceea ce se cheamă în antropologie portari. Asta înseamnă că ca să trec pe acolo trebuie să îi dau ceva portarului, ca el să mă lase să trec. Deci el este cel care păzește accesul și nu va da acces tuturor. Că dacă ar da acces tuturor, dacă societatea ar deveni universalistică, dacă toți am bate la ușă, s-ar termina cu sfârșit, ar fi sfârșitul puterilor, care este o putere discreționară și se bazează numai pe faptul chiar atunci când resursele ajung, chiar atunci când de fapt avem 10 mere pentru 10 oameni. Trebuie cumva să ne prefacem că ele sunt mai puține decât pentru cei 10 oameni, pentru că altfel puterea acestui grup s-ar duce. Și eu cred că, de fapt, nu e, cum să spun, deci eu nu cred că România este complet pierdută în sistemul ăsta. Deci uneori pare, da? Când ne uităm acum la faptul că avem un partid dominant, pare într-adevăr că asta e situația la nivelul întregii țări. Dar nu e așa, oamenii au un acces inegal, în realitate. Și oamenii mei, oamenii de la țară, oamenii din satele în care nu
ai suficient pământ sau nu ai destulă productivitate pe pământul pe care l-ai ca să trăiești bine, oamenii aceia sunt cei mai pierduți. La fel sunt pierduți alte categorii de oameni care unde, dar totuși orășenii au mult mai mare autonomie decât au sătenii și între sătenii există ranguri diferite. Dar în momentul în care oamenii încep să producă, încep să aibă autonomie, în acel moment ei de fapt nu mai sunt țărandeși, se creează o nouă categorie, dar ea nu se creează din țărandeși. Puține fermieri care există la noi, oamenii care încep să vândă produsele, care nu trăiesc din ce numim noi loturi de supraviețuire, adică nu-și folosesc pământul numai ca să mănânce ei și familia lor, ci încep chiar să fie autonom, să pot să aibă un plan de dezvoltare, să se uite ca o afacere la pământ, oamenii aia deja se desprind și trec în altă categorie. Dar sunt foarte, foarte puțini. Sunt sub 4%, nu numai la noi. Asta este situația în toată Europa de azi. Avem o categorie enormă de populație care depinde de cineva. Iar oamenii care depind joacă un rol de intermediari, portarii ăștia, da? Joacă un rol de intermediari. Ei vor hotărâ pentru cine trebuie să voteze această populație de care depinde. Nu înseamnă neapărat că ei au o opțiune. Ei vor trafica voturile unei întregi regiuni și cam așa se petreceau lucrurile în România în timpul votului cenzitar. Ce este remarcabil și ciudat este faptul că prin politici stupide de restituirea pământului, prin politici care finalmente n-au făcut proprietare, au creat numai conflicte și au refăcut problema istorică românească. Problema istorică românească este că ai o suprapopulație. Reforme de când? Reformele din 1990 încoace, deci mai ales primele, da? Deci actul de restituire din 1997 a încercat să le dreagă cumva pe primele. Dar era prea târziu. Te refer la legea Lupu, da, deci care a fost amplu sabotată. A fost amplu sabotată și în plus a depins de o administrație care s-o aplice și administrația la noi e slabă, deci nici dacă administrația ar fi vrut politic, s-o aplice, Triță Făniță, politic, da, pe vremea aia în PD, a avut un rol fatal în întârzierea și mutilarea legii și finalmente când a trebuit să fie aplicată era prea târziu pentru că guvernul care ar fi trebuit să o aplice nu mai avea tăria de a o face. Da. Nici nu cred că o avusese, dar în orice caz la sfârșit nu mai avea absolut deloc. Da, deci ce s-a întâmplat este că restituindu-se pământul în cantități foarte mici, creându-se foarte multe conflicte prin faptul că s-a dat pământul unor oameni care n-avuseseră niciodată, de pe pământul unor care avuseseră, în acel moment, practic, s-a scris actul de neviabilitate al acestei întregi categorii sociale. Nimeni n-a mai putut să mai trăiască din pământul respectiv, da? Și s-au creat milioane de oameni care au depins de cine dă hârtiile de proprietate, de cine îți dă actele de la cadastru și așa mai departe. Și sunt milioane de oameni dependenți, nici dacă și-ar rezolva situația judiciară a pământului, ceea ce sunt departe mulți, tot n-ar putea să trăiască în pământul respectiv. Eu mi-amintesc că l-am auzit în începutul anilor 90 pe președintele Iliescu spunând, pe bună dreptate, că trebuie să nu cădem în problema istorică românească a loturilor de subzistență, a fărâmițării proprietăților și așa mai departe. Și soluția lui era ca oamenii să se grupeze în aceste asociații succesoare ale cooperativelor. Pe de altă parte, ce s-a petrecut în fapt sub regimul lui și a celor care au implementat este că exact în această direcție s-au împins lucrurile. Să nu crezi că peste tot a fost la fel. În țările baltice, de exemplu, s-a produs o restituție rapidă și foarte eficientă, tot ajungându-se la loturi mai mici, dar numai pentru familiile care avuseseră pământ. Și la fel, se puteau găsi nenumărate soluții ca să nu apară cei 8 moștenitori, ci să dai lotul întreg unei singure familii. Deci, chestiuni cu probleme cu restituția au fost absolut peste tot. Este spectaculos cum numai noi, care oricum aveam problema cea mai mare, având cei mai mulți oameni la țară, am reușit să facem această încurcătură pe care să o rezolvăm cel mai prost și pe care o târâm după noi și a cărei scadență vine acum, vine în momentul în care vom deschide capitolul de negocieri agricultură cu comunitatea europeană. E vorba de incompetență, Alina, sau de voință politică greșit orientate de o ideologie perdantă? Ca și în țările baltice, este intenție politică la mijloc. Acolo intenția politică și acolo ideologică era că proprietatea este baza unui regim liberal. Cei care au ajuns acolo la putere imediat după ce s-a prăbușit Uniunea Sovietică erau liberali. Și ei au vrut să facă țăranii autonomi cu orice preț. Și acolo sunt probleme de viabilitate ale micilor ferme. Dar oamenii au pus politica înainte. Au spus, nu domnule, ce ne interesează sunt niște oameni suficient de autonomi ca să voteze cu cine vor ieși. Așa s-a întâmplat. La noi s-a întâmplat exact invers. Ce era interesant era să păstrezi toată această regiune în mâinile unor agenți de influență care să o poată să-i spună pe cine să voteze. Și la fel s-a întâmplat la noi. Agricultura a fost sacrificată și singura scuză este că în fond poți să-ți spui că a fost o formă eficientă de protecție socială. Că e adevărat că ai sacrificat țara ca întreg, care s-a trezit cu un întreg sector neviabil și cu o adevărată gaură neagră a politicii. Asta e o gaură neagră a politicii. Deci dacă ai zone care, indiferent ce s-ar întâmpla, votează mereu cu aceleași persoane, înseamnă că răspunderea politică nu funcționează. Acele persoane pot face orice și vor fi mereu votate în acele zone, da? M-am dus în provincie și am găsit descrierea ta de pe terasa din Scornicești.
în care toate notabilitățile locului, indiferent de orientare politică, erau acolo. E o înțelegere între ei perfectă pentru că ei se recunosc între ei ca portari, adică ca oameni care țin în mână resursele și știu foarte bine că în colaborarea dintre ei sau în non-beligeranța dintre ei stă în fond supraviețuirea lor. Ei își îndeplinesc funcția pentru că oamenii care vor să întreprindă ceva sunt mulțumiți de faptul că obțin prin intermediul lor ceea ce altfel sunt sigur că n-ar obține. Da, dar ce înseamnă răspundere politică? Dacă răspunderea politică funcționează, înseamnă că oamenii care au de suferit pot imediat să plătească prin alegeri celor care îi fac să sufere. Iar asta nu se întâmplă atunci când ești forțat de împrejurări și mereu notabilitatea locală, cel de care depinzi pentru lemne sau ca să-ți dea certificat de producător sau pentru nenumăratele lucruri de care depinzi la țară, simple adeverințe. Îți vor spune simple adeverințe, exact. Dacă ei îți vor spune cu cine să votezi, înseamnă că tu nu poți, n-ai singurul mecanism pe care l-ai în mână ca să-ți schimbi situația, să alegi pe altcineva. Și asta e crucial, e practic lucrul cel mai important care s-a pierdut. Cercul ăsta vicios, până la urmă, cum sugerai în fragmentul pe care l-am citit, nu se va putea sparge sau fisura, pentru ca fisura cu timpul să crească, decât în momentul în care această elită de pradă va accepta să-și delege o parte din prerogativele uzurpate, cui? Uniunii Europene? Deci sunt două căi, de fapt. Una este o cale naturală și organică care se întâmplă și calea care se întâmplă până la un punct în Scornicești. Scorniceștiul, paradoxal vorbind, e mai liber decât Nucșoara azi. De ce? Pentru că în el a început să fie și capitalism. Este adevărat că eu aduc dovezi în Scornicești, că au fost amestecate bănci dubioase, că s-au dat credite preferențiale, deci aceleași probleme. Dar în Scornicești am găsit și întreprinderi economică liberă. Una singură? Nu. Una, o citez eu în mod explicit, dar eu nu, e un loc cu multe întreprinderi economice. Sunt mai multe. E adevărat că ele sunt tot de lumea a treia. Adică sunt locuri în care se lucrează în lon, în care oamenii sunt plătiți sub salariu mediu pe economie. Dar totuși sunt locuri, de fapt, de libertate. Când am spus că trebuie puțin noroc ca o parte din acele întreprinderi să devină viabile, să câștige ceva mai mult, să înceapă să plătească oamenii bine. Da? Deci aceste începuturi de capitalism creează libertate mai mare. Acei patroni nu depind la urma urmei de nimeni, nici nu prea nu iau credite. Deci la un moment dat patrona cea mai mare de Scornicești îmi spune, n-am luat niciun credit de la bancă. Pur și simplu a avut o piață bună și a început așa și dă de lucru la sute de oameni care lucraseră în industria aberantă a lui Ceaușescu și care altfel ar muri de foame. La ora asta n-ar avea absolut nimic de face. La Scornicești pământul a devenit complet nelucrativ. Deci acolo 80% din vechiul pământ nu se mai lucrează. Deci industria este necesară să-i scoată din asta. Deci asta e o cale, da? Prima cale, e o cale organică. Ce lipsește deocamdată la noi este autoreglajul și în mare măsură, totuși asta este o moștenire a noastră din societatea comunistă. Este urmarea faptului că la noi în societatea comunistă arbitrariul a fost atât de mare încât s-a creat într-o cantitate enormă elită de pradă. Elită de pradă nu înseamnă un număr de politicieni. Elită de pradă înseamnă aceste mari rețele care străbat societatea de sus până jos, până la gestionarul care avea control asupra unui cartier. Și aceste rețele au devenit un fel al societății noastre de a funcționa, care merge șase. Astăzi în România sunt cam trei categorii de oameni și asta este o adevărată nenorocire. Ce să se creeze capitalism în condițiile astea? Sunt oameni care au relații. Știm și cât sunt, că ne spun în sondaje, sunt undeva între 14 și 18%. Da, de la cei care au relații multe până la cei care au niște mici relații. Și asta e categoria care obține ce vrea. Da? Și este satisfăcută de ce obține. Peste categoria asta există oameni care prin alte căi au făcut niște bani. Acești oameni pot și ei să obțină de la stat în schimbul resurselor ceva, dar dacă mituiesc. Ei mituiesc, dar nu sunt la fel de satisfăcuți ca prima categorie. Când îi întreb ce serviciu au primit în schimbul mitei, au primit un serviciu mai prost decât cei care sunt în rețea. Dar în sfârșit, fac și ei statul să meargă, da? Împreună aceste două categorii reprezintă o treime din populația țării. Restul nu are bani și nu are acces. Și asta e frontiera principală care divizează azi România, care trece printre noi, între cei care au și cei care nu au. Vreau să revenim la țărani în maniera următoare. Să evocăm drama lor umană. Există episoade în Nucșoara, în special, care m-au frapat extraordinar. Am să încep cu unul care îmi vine acum în minte, preotul din Nucșoara, care are ca aspirație supremă să devină și el bugetar. M-a frapat lucrul ca o aberație extraordinară.
Adică, spunea, și din punct de vedere material, și din punct de vedere spiritual, era mai bine înainte de 89. Material a explicat de ce. Și când l-a întrebat și spiritual cum era părinte, de ce era mai bine înainte, păi pentru că și tot în zona materială, pentru că de fapt nu era niciun conținut pentru acest spiritual. Nu. Aspirația spre bugetar spune al clerului ortodox. Spune spiritualii mai rău acum că oamenii nu mai au bani și nu mai vin la biserică. Pe scurt. No, asta a fost ceva de necrezut. Dar există lucruri care m-au impresionat foarte tare. Dacă ar fi numai referința la Elisabeta Rizea, care e un personaj în sine, episodul cu scalparea ei în timpul torturii este ceva extraordinar și de neimaginat. Eu sper ca lumea să descopere în cartea mea că sunt multe alte personaje. Nu, deci Elisabeta e un personaj extraordinar. Dar numai în Lucșoara mai sunt încă câteva Elisabete, ca să spun așa, și câțiva bărbați care lumea nu-i cunoaște, nu i-a văzut la televizor. Deci a fost... Pentru că ea a avut norocul să aibă o personalitate cu adevărat carismatică. Da, ea se exprimă minunat. Are o exprimare cu adevărat formidabilă. Da, ea este născută să fie scriitor sau producător de fraze memorabile. Și are și un joc personal, are o impostație a personalității. Dar sunt și alți oameni acolo care vorbesc bine. Deci ceea ce este extraordinar este că a fost, cum să spun, deci rezistența din Ușoara a fost o chestiune de fapt de masă. Nu a fost o chestiune izolată la câțiva inși. Vreau să evoci puțin. Cum a fost cu putință acea solidarizare în condiții de represiune și să ne explici, eu am aflat din cartea ta, când anume nu s-a mai putut face nimic? Deci a fost o solidarizare, ca să mă exprim așa, ierarhică. Deci ce s-a jucat în fond la Nucșoara nimic a fost bătălia pentru putere care s-a dus pe întinsul întregii țări între comuniști care voiau să ia puterea de la elita veche din România, care o avea. Deci aceea se numește autoritate tradițională, iar pe comuniști eu nu-i numesc autoritate deloc. Pentru că autoritate înseamnă că puterea ta este legitimă, înseamnă că oamenii ți-o acordă. Deci ei spun că da, ai dreptul să ai o putere asupra mea din diverse motive. Da? La Nucșoara, reprezentantul acestei autorități tradiționale era Arnăuțoiu tatăl. Care era teoretic Iancu Arnăuțoiu, care teoretic pe hârtie era numai un învățător, dar în realitate era fiul preotului, în realitate avea puterea asupra tuturor numirilor de acolo. El numea practic învățătorii din toate școlile din comună. De asemenea, el era în relații cu cei care acordau credite agricole, era un fel de sfătuitorul tuturor în probleme financiare. Țăranii au avut datorii, la un moment dat datoriile astea s-au șters, întreaga poveste cu datorii. El era cel care le semna cererile, le spunea ce are de făcut. El era marele broker local, cum spunem noi. Deci asta înseamnă marele intermediar local, dacă vreți. Dar omul care aranja lucruri pentru era toți... Era un reprezentant al elitei de pradă? Nu era. Deci ce înseamnă? Când asta, devine cineva un reprezentant al elitei de pradă? Atunci când ceea ce îmi iau eu partea mea din întreg, simplu fapt că eu mi-o iau, deci sigur partea lui Arnăuțoiu era mai mare decât a celorlalți. Diferența între el și succesorii lui este că atunci când aceștia și-au luat partea lor, această simplă chestie a generat pentru ceilalți o sărăcie durabilă și permanentă. Da? Deci societățile sunt inegale. Totdeauna unii au un return mai mare decât ceilalți. Dar nu trebuie ca ceea ce iau unii să genereze pentru ceilalți sărăcie. Tu descrii o situație de ecuație de sumă nulă, în care iau numai pe seama altuia. Exact. În timp ce Arnăuțoiu gera și producea resurse în fond. Exact, exact. Deci nu era ce numim noi astăzi o societate echitabilă sau democratică. Era o societate tradițională, dar societățile tradiționale sunt consimțite. El avea ceva care alți oameni n-aveau. Avea educație. Și acest lucru îi se recunoștea. Și acest lucru îi se recunoștea. Și fiindcă avea educație, le scria cereri, le făcea una, avea grijă de ei și le se recunoștea prin faptul simbolic că el boteza copiii tuturor din zona respectivă. Și competiția politică, evident, nu exista, deci nici acolo nu era democrație. Se mărginea la el, dar el o folosea la nivelul primitiv. Deci la un moment dat există această poveste spusă de una din fetele lui, povestea în care el, deși era tradițional țărănist, votează cu liberalii, întrucât el, care intermedia voturile întregului sat, se duce la ambele partide și spune, am nevoie de o școală nouă în satul cutare. Țărăniștii spun, domnule, n-am bani să-ți o fac. Liberalii spun, da, domnule Arnăuțoiu, se face. La revedere! Și toată lumea votează și s-au ținut de cuvânt. Și toată lumea a votat cu liberalii, deși el era țărănist, prieten cu Mihalache, Mihalache stătea la el în casă și așa mai departe. Da? Deci, cum să spun, asta este perioada votului cenzitar, de fapt. Așa funcționa politica în România. În plin vot universal, deja. Asta era... Pentru că noi vorbim deja de asta anii... Este deja. Exact, exact. Anii 20-30. Exact, exact. Dar și, deci, e clar că omul ăsta avea o mare influență căpătată, da? Și ca regimul comunist să se înstăpânească, trebuia ca Arnăuțoiu și toți cei care îi recunoșteau această autoritate, și erau mulți, fiindcă fuseseră numiți de el, oamenii îi datorau pozițiile, da? Toți oamenii ăștia trebuiau să dispară.
Și lupta începe cu ei. Și cei care sunt împușcați cu ei, de exemplu, lumea e impresionată când se uită că sunt împușcați toți preoții și toți învățătorii din regiune. Toți sunt împușcați, fiindcă toți au fost o rețea de sprijin pentru băieții lui care erau în munte. Motivul pentru care sunt toți împușcați este că toți ăștia erau rețeaua lui de clienți. E, de saltul fapt. De la preotul care este împușcat, pentru că făcea parte dintr-o structură de solidaritate tradițională, și preotul care nu are altă aspirație decât să devină bugetar, exact. Mi se pare că descrie toată trecerea de la o societate liberă la una aservită. Liberă și nedemocratică, de acord. Sunt tradițional, da. Dar numai puțin, totuși... Da, e o catastrofă. Indiscutabil superioară acesteia care este absolut aservită și a cărei singura aspirație nu este decât cum să se aservească mai bine și mai călduț. De altfel, preotul meu este pe listele unui partid. El este consilier municipal din partea unui partid. Și la întreabă, de ce partidul ăsta, domnule? Nu e partidul de guvernământ. Și el mai ăștia mi-au propus, da. Dar faptul că el simte nevoia să fie în Consiliul Municipal, nu, am zis, dar nu e nicio problemă asta că preoții fac politic? Nu. Nu, nu mai există. Deci în acest moment oamenii ăștia nu mai sunt decât niște funcționari. Deci și această înlocuire continuă. Deci vreau să revenim la... Deci învățătorii lui Arnăuțoiu, exact, revin la asta. Deci ce se întâmplă mai departe? Deci cum câștigă cum un fond comuniștii teren? Practic în locul acestor învățători care avuseseră universitate, erau formați și erau oameni destul de educați, eu am fost în casele lor astăzi, după confiscări, după ce oamenii au murit, încă am găsit volume în limba franceză, pierdute prin colțuri. Și catastrofa satului se vede în faptul că azi nu mai are cine să le citească. Deci aceste volume care aparțin unei lumi care pornise într-o direcție în anii 20, nu mai are cine să le citească. Sunt împreună cu cum să culegi stupii și așa mai departe, într-o casă în care au mai rămas 5-6 cărți și pe care nu le mai citește nimeni. Deci erau oameni educați. Ei sunt înlocuiți cu oameni cu studii făcute la fără frecvență. Acești oameni știu că își capătă aceste poziții datorită regimului comunist și devin toți agenți. Toți sunt agenți, toți noi învățători numiți, toți noi profesori, absolut. Elita veche este matematic înlocuită cu elita nouă. Bine, Nucșoara e un caz foarte clar, fiindcă la Nucșoara regimul acționează așa. Se confiscă pământul celor trimiși în pușcărie și întrucât nu avem colectivizare, împărțim pământul între cei care ne ajută și alți oameni care vrem să-i câștigăm. Și există o listă clară, eu o dau la sfârșit în carte, cu cei de pe stânga și cei de pe dreapta. La cine s-a dat, la cine s-a luat. Cei din dreapta devin susținătorii regimului. Și azi, când regimul nu mai există, devin cei care apără ordinea socială creată în timpul comunismului, pentru că au de câștigat din ea. Și acest mecanism, înlocuirea completă a elitelor, descrisă de mine în Nucșoara, s-a petrecut, de fapt, la scara întregii societăți în care trăim. Și noi nu am reușit să înlocuim chestia asta. Nu am reușit. În realitate, exact ca în Nucșoara, la scara întregii societăți, oamenii care au fost cumpărați, care au avut de câștigat sau care au adus nenorocirea cu mâna lor, și-au păstrat mare parte din poziții. Unii am eliminat, alții nu. Poate că cea mai patetică evocare a efectelor comunizării satului Nucșoara este disputa incredibilă legată de amplasarea unui monument în amintirea, atât doar, în amintirea partizanilor din munți. Când toată lumea a fost de acord că nu trebuie să se pună acel monument în cimitirul satului, pentru că s-ar crea o diviziune. Pentru pace socială e mai bine ca noi să nu ne mai amintim de ei. Asta m-a durut cel mai tare, Alina. Trebuie să spun că am avut studenți care au plâns. Deci în timpul uneia dintre discuțiile de grup făcute la Nucșoara s-a povestit acest episod. Cum au venit foștii deținuți politici cu troița în spate, cărându-o și Nucșoara e sus pe un deal. Deci urci câțiva kilometri bun la deal, s-o pună în cimitirul din vârful dealului și cum au trebuit să facă drumul înapoi, pentru că n-au fost lăsați să intre în cimitir. Și toată țara crede că Nucșoara se mândrește nemaipomenit cu partizanii ăștia. În realitate, oamenii acolo, cei 30 de oameni, deci ecuația e foarte simplă, s-au luat pământ de la 30 de oameni și au profitat 300. Prin vânzări, revânzări, deci 300 de oameni au avut de pierdut din faptul că deținuților le s-a dat pământul înapoi. Păi Nucșoara are 400 de locuitori, deci practic asta înseamnă că aproape toată lumea, într-un fel sau altul, este împotriva restituirii. Lucru care este frapant, atât în cazul Scorniceștului, cu elitele lui de pradă, cât și în cazul Nucșoarei, cu această inversiune a elitelor și această distorsionare a sentimentelor umane profunde, arată că comunismul este o istorie de succes. Deși s-a prăbușit, a reușit. Din punct de vedere al puterii, da, este o istorie de succes. Dar, ca să mă exprim așa, toate regimurile care au folosit violența sunt o istorie de succes. Deci este o expresie consacrată a unui istoric american. Spune așa, violența funcționează. Și asta e un lucru cunoscut la scară istorică. Violența funcționează. E mai ușor să obții ceva prin forță decât să obții prin alte mijloace. Pe de o parte, râdeam când citeam în diferite memorii de Calinderu, care avea la sfârșitul secolului XIX, sfetnic al regelui Carol I, avea ideea asta să lumineze masele și în fiecare sat făcea
biblioteci cu cărți special scrise în atenția țăranilor, în care le spună cum să facă igienă, cum să... și așa mai departe. E bine, toate astea au dat roade în fond peste timp. Pentru că la 20 sau 30 de ani este ce ai evocat tu. Țăranii care sunt învățători, dar cu biblioteci în limbi străine, și țăranii, respectul lor față de elitele naturale. A, da, da, da. Este consecința, aș spune, da, 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 a succesului programului lui Calinderu, ca să spun așa. Deci eu sunt de părere că la mijloacele foarte reduse care existau în România și la faptul că deja nu mai mergea să folosești violența ca în Anglia lui Cromwell, să lichidezi țăranii, se făcuseră deja mari lucruri la nivelul anului 1940, pentru ca satul să înceapă să se lumineze. În vreme ce nenorocirea României lui Ceaușescu, care face să fie șocantă, mai ales când lipsește o vreme din țară, eu am lipsit un an din țară, și îmi vine greu să-mi reamintesc de faptul că România este o societate care nu face altceva decât să recompenseze constant pe oamenii fără caracter. Păi, e greu să-ți dai seama că asta funcționează încă la acest nivel, la o scară socială atât de mare, și că puținele ferestre care s-au deschis de oportunitate sunt așa de mici. Deci țăranul este oricum condamnat din rațiuni economice, e condamnat, dar și politice. E condamnat, dar trebuie cumva să facem ca să lichidăm problema noastră rurală în câțiva ani, nu în 20, nu în 30, ci în următorii 2-3 ani. Noi trebuie, deci, de fapt, ce în următorii 2-3 ani? Acum, mâine, noi trebuie să avem un program pentru ce se va întâmpla cu această zonă. În Ungaria, la ora asta, e mare agitație. Mare entuziasm a fost la referendumul cu Uniunea Europeană, dar ăsta este momentul în care oamenii care au loturi mici se sperie și spun, nu o să corespundem niciodată criteriilor de calitate oamenii care vin în piețe. Nu vom corespunde niciodată criteriilor de calitate ale Uniunii Europene. Păi ce se va întâmpla? Eu nu o să mai pot să-mi vând roșiile mele în piață. O să vină alte roșii care vor fi mai scumpe, dar numai acelea îți vor putea vinde. Acest lucru îl va nenoroci pe cel care vinde roșii și pe cel care le cumpără, pentru că sistemul nostru de piețe este cea mai bună protecție socială a orășenilor săraci. Nu și-ar putea permite să dea de 10 ori mai mulți bani pe roșii decât dau acum. În privința politicii agricole europene, care este o politică de uniformizare a tipurilor de brânză, de exemplu. Brânza noastră, telemea, va fi asimilată oare cu feta? De uniformizare e probabil mult spus. De omologare. Sunt sute de brânze în Uniunea Europeană. Cred. Nu e adevărat asta prin aportul fundamental al culturii franceze, care suntem foarte recunoscători pentru numeroasele brânzeturi pe care le-au inventat și pe care continuă să le producă bine. Însă e chestiunea următoarea. Brânza noastră nu satisface, brânza telemea albă, nu o satisface standardele europene. O să dispară. E foarte regretabil. Problema e că o să dispară cei eu, care... Eu m-aș lupta ca să nu dispară. Păi da, știu, dar ca să te lupți. Eu sunt cu totul, cum să spun. Deci noi ar trebui să negociăm ca să ne apărăm interesele. Asta e esența negocierii. Esența negocierii e că sunt două părți. Dar noi nu negociem în acest moment. În acest moment cei din guvernul nostru care negociază se duc acolo și spun da la toate. Da. Pentru că noi suntem în urmă, suntem vai de capul nostru și în fond zicem mersi că ne iau. Ne putem apăra roșiile care au gust bun și castraveții care miros încă a castraveți? Nu știu, sper, dar nu cred. Nu cred, pentru că nu avem niciun proiect să-l apărăm. Eu n-am văzut. Când mă duc în străinătate, văd că e foarte scumpă ceapa verde. Ceapa verde pe care eu o au, nu are gust de ceapă verde. Punct. Așa este. Așa este. Ceapa verdea noastră este încă minunată ca și usturoiul. Nu aș vrea să spunem lucruri care să genereze euroscepticism mai mult decât cazul aici. Eu cred că acest euroscepticism trebuie provocat, da, pentru că asta creează ceea ce tu deplângeai că nu există. Ideea că avem ceva de apărat și că trebuie să negociem. Da, dar ca să ai ceva de apărat, trebuie să fii sigur pe pozițiile tale. Deci trebuie să-ți spui așa, trebuie să ai și un alt proiect de dezvoltare a țării, în afară de proiectul când iau oamenii ăștia și le dau niște bani. Noi nu avem alt proiect, noi trebuie să avem și un proiect alternativ. Să spui, domnule, dacă vreau, intru. În fond, dacă nu vreau, nu intru, pentru că fac ce e mai bine pentru români. Și dacă eu cred că e mai bine pentru români să nu intre, eu n-aș intra să conduc România în fond, da? Dar noi nu avem acel proiect alternativ. Iar noi nu avem capacitatea politică să ne-l facem. În realitate, suntem foarte slabi, atât guvernul cât și partidele de opoziție, foarte slabi în a crea aceste strategii de dezvoltare ale României. Și atunci, dacă accepți tot ce ți se dă, dacă ce ți se dă ține loc de dezvoltarea ta propriu-zisă, atunci nu ai să ai loc să negociezi absolut nimic. Ce să negociezi? Ceea ce e mai desperiat este că o să facem promisiuni pe care nu o să le putem respecta. Pentru că noi suntem disperați acum. Trebuie să promitem, nu? Trebuie să promitem că o să facem tot ce promiți are costuri. În primul an, acum, după ce vor fi membri, în Polonia 3% din produsul intern brut se va duce ca să acopere promisiunile care le-au făcut.
Iar și la noi mă îngrozesc când mă gândesc ce trebuie să promite în materie de mediu sau în materie de agricultură și din ce bani o să plătim ceea ce promitem și dacă cineva la ora asta a calculat consecințele pentru întregi categorii sociale din România care vor fi afectate de asta. Aș vrea să închem emisiunea pe o evocare. Și anume, o evocare umană. Există o deosebire în calitate umană între Nucșoara și Scornicești? Ce să spun? Pentru că după ce am închis cartea, m-am gândit, am defilat tipurile umane pe care tu mi le-ai prefilat. Și mi-am dat seama că atenția mea afectivă este spre Nucșoara și anume spre perdanți. Și nu spre Scornicești, spre aceia care ar putea avea o istorie de succes finalmente dacă capitalismul va reuși să iasă din chingile aceste elite de pradă. Dragă Horia, ce să spun, poate că n-am scris cartea destul de bine în acest caz, pentru că, în realitate, compasiunea mea a mers foarte mult și către Scornicești. Mi-a fost enorm de milă de foarte mulți oameni din Scornicești, de miile de oameni, de exemplu, care și-au pierdut complet pământul. În Scornicești este această poveste cu asociațiile agricole, cum s-a făcut care le-au luat pământul complet. Da? Deci oamenii și-au pierdut casele, și-au pierdut pământul. Cooperativa din Scornicești a ajuns pe mâna unor escroci. Mi-e la fel de milă și de oameni aceia. Acelea cu toaletele, cu WC-urile, da, exact. Nu, și gândește de la femeia din Scornicești, la oamenii care li s-au luat casele, li s-au rechiziționat pământul de către stat ca să fie demolate, dar nu s-a mai construit niciodată nimic pe pământul lor. Și toate astea, primăria nici azi nu le dă pământul, iar ei se duc și îl cultivă, ca și când ar fi al lor în continuare. Da, dar aici am situația victimei pure. În timp ce la Nucșoara am ceva în plus. Am situația victimei care se opune statutului de victimă, până la un punct. Adică am situația... Da. În România așa vedem este. Lucrul sunt următor. Mai politic avem activ foarte multe victime care n-au devenit victime pentru că au acționat în vreun fel, ci pentru că pur și simplu un decret aberant a spus, vă rad. Da. Dar știi ce se întâmplă? Asta e o diferență istorică între Scornicești și Nucșoara. Oamenii din Nucșoara sunt politic mai conștienți. Chiar cei care au pierdut mult și au fost foarte reprimați, pentru că ei și înainte erau în fond un fel de mici proprietari. În Nucșoara n-au prea fost țărani. Oamenii mei care vorbesc cu oameni ca Elisabeta erau niște mici fermieri, aveau chiar și micile lor întreprinze agricole. În vreme ce Scorniceștiul este ca mai toată zona, ca mai toată Muntenia sau Oltenia, a fost un loc cu puțin proprietari de pământ și în rest cu oameni care nu mai lucrau cu ziua la ei. Deci asta e moștenirea Scornicești. Scornicești a fost profund nenorocit. Deci n-ai ce să te aștepți de la oamenii sau de la urmașii lor, care n-au avut niciodată un minim de autonomie, care n-au reușit niciodată să se ridice mai jos decât a fi un fel de sclavi agricoli, să aibă cine știe ce atitudine politică. Asta e. Atunci cred că putem spune că fondul acesta de umanitate care m-a impresionat mai mult în cazul celor de Nucșoara e legat în mod paradoxal de un lucru foarte impersonal, care este tocmai capitalismul, proprietatea privată, autonomia personală a omului care posedă ceva și știe că acel lucru nu-i poate fi luat. E legat de personalitate. Oamenii nu au personalitate dacă nu ajung să aibă la un moment dat puțin autonomie. Da. Personalitatea costă. Și este sigur că ea ne face impresie. Dar trebuie să ne fie milă și de cei care n-au ajuns niciodată în situația asta. Nu spun că nu am milă față de ei ori compasiune. Vreau doar să spun că există un tip uman care mă tem că a fost veritabila victima regimului comunist. Și acesta este omul autonom, demn, omul capabil să ia decizii personale și să spună nu în situații în care este riscant să spui nu. După atâta vreme, între victime și cei care au profitat, pe care i-am găsit în viață peste tot, mai ales foștii primari comuniști pe care i-ați văzut, diferența finalmente se șterge și ești impresionat cât de mult se șterge diferența asta, chiar dacă unii au avut totul de profitat și alții de pierdut, prin faptul că întreaga regiune în care trăiesc, tot ruralul românesc, e condamnat. Da. Îți mulțumesc foarte mult.